vorbeam cu Georgel și mi zice Georgel, bă, sucre, zi, nu se mai fac, frate, filme. De ce nu ies filme de acțiune distractive și bune, bă? bă da bune, bă! Nu e ieftin, naked, Nu am mai prins un film bun de acțiune de la, de la Red Notice. Și eram... Păi, Georgel, uite-l, chiar aici. Film distractiv de acțiune. De ce nu te uiți la el? Păi și unde văd asta? Ai pe Netflix? Nu. M-am mai uitat odată la Red Note. La asta. The King's Man. Film foarte bun. Atât am văzut din filmul ăsta prin trailere, și cât au. Filmul ăsta trebuia să apară de foarte mult timp, la fel ca James Bond sau Top Gun, care nu știm când apare sau dacă apare la un moment dat credeam că nu mai iese. Eram, eram, cumva în păcat, eram, bă, dacă îl trântesc undeva la un moment, dat, o să mă uit. A ieșit totuși, a apărut în cinema, dar era altceva în perioada aia, nu mai știu ce făceam. Cred că fugeam de Eternals, nu voiam să dau pe la cinema. Și că l aștept acasă, Cu oricum, doiul din seria Kingsman nu era preferatul meu, nu, era, nu mi-a plăcut. Am decis să-l văd într-o seară. Pentru mine. Nu pentru clip, nu pentru reveu. Oamenii nu erau atât de curioși. Oamenii care l-au văzut în cine m-au zis, bă, să știi că nu e rău. M-am distrat. Așa, mă bucur, bănuiesc că e așa. Când a apărut acasă, nimeni nu știa că a apărut. Unde ce, nu știu, nu mă uit. Bă, fuck it, mă uit pentru mine. Dacă e rău? Bă, nu. Și după mă gândeam că merită un reveu. Că oamenii se tot plâng, când, ca de obicei, că nu ies filme bune. Filmele bune ies, dar trebuie să le cauți un pic, știi? Nu sunt acolo la cu lingurița, știi? Ele există. Încă există, la fel ca muzica bună. Dar na, când apar filme bune, sunt la Red Notice și alte mizerii, mă rog. Și când spun că e ok și așa, e ok și așa, las-o așa. Uitați, nu am nici... Fiecare cu ale lui, știi, dar există filme bune, să știi, și există alte standarde și asta e altceva. Este o continuare a filmelor precedente, asta, e un prequel, deci poți vedea filmul ăsta fără să vezi la alte două, în special doiul care e destul de rău. Tiranii lumii s-au strâns toți la o masă și vor să pornească un război. Un om împreună cu o echipă foarte mică, mai două persoane, încearcă să oprească acest război. Deci trei persoane împotriva tiranilor din lume. Pe lângă asta avem și povestea unui copil, care e fiul unuia dintre ei trei, care vrea să meargă în armată și vrea să ajute și tatăl său e împotrivă. Încearcă să îl ducă pe alt drum, cam atât, cam asta e toată povestea. E povestea copilului care vrea să meargă în armată și conflictul cu tatăl său și tatăl său care încearcă să facă bine în lume cu misiunile astea ale lui. Destul de simplu. Este o plăcere să-l vezi pe Ralph Fiennes sau Și, și aici caducele de Oxford nu dezamăgește. Carismatic, impunător și foarte prezentabil. Omul ăsta e... Mă, și în filmul ăla The Dig, unde e... Săpa tot îi, era foarte prezentabil și are și niște scene de acțiune foarte, foarte bune. Harris Dickinson, care e fiul lui în film, e ok, nimic uh, extraordinar și nu e nici la fel de carismatic, îți dai seama, Ralph Fiennes are, are o portofoliu în spate totuși, uh, dar sunt niște momente emoționante cu el, câteva momente de acțiune unde, promite, există potențial acolo nu, e ca și în primul Kingsman, dacă vrei, unde era Colin Firth și era, cum îl cheamă pe copilul ăla, acum nu mai e copil, o și ăla, Joe Ledgerton, cred că era, și era cam aceea, știi, Colin Firth era plin de carismă și e un actor mare, și la era tot așa, nu prea știa lumea. De atunci l au crescut, o, l a jucat pe Elton John într-un film, bla bla bla. E văzut acum să fie următorul Wolverine, E discutat. Așa și ăsta. E tânăr, există potențial, sper să-l văd de mai multe chestii. Gemma Artenton și uh, Dijmun Hanson, Sper că nu le-am greșit numele. Ei sunt cei doi din echipa lui Ducele de Oxford. Nur Ralph Fiennes. Vă-ți am zis că sunt trei. Foarte fine, Foarte fine, Îl completează pe Ralph Fiennes în multe scene. Foarte. Mă ei sunt niște oameni și niște actori foarte competenți Care merg în fiecare scenă Mi-au plăcut enorm de mult Surpriza vine de la Riz Ifans Ca Rasputin Care are o scenă Are o scenă lungă Și omul este și înfricoșător Dar și scena aia de acțiune Cu el e foarte bine făcută Și fanii pe alocuri Aia e cam scena principală a filmului O să înțelegi tu care când vezi filmul când te uiți la filmul ăsta, mai ales la final, și după te gândești ce prostii sau ce filme ieftine au ieșit în ultimul timp, E stupid. Nu înțeleg. Știi care o să fie chestia? O să fie oameni care au văzut filmele astea ieftine pe streaming și o să vadă ăsta și o să se plângă, nu știu, găsesc e ceva de frate ăsta, ăsta e desene animate. Scenele alea de acțiune nici nu au sens, tu ai văzut Fast Furious, alea au sens. Nu e făcut să fie serios, nu e un thriller, spy, drama, e făcut să fie distractiv și ridicol, așa a fost și primul. o arată destul de bine, mai scapă câteodată ca la orice film din Hollywood, sincer în special alea Marvel, dar... În rest nu pot să mă plâng. Chiar este un ung la un moment da, frate, cu o sabie, parcă au pus sabia pe camera pe sabie, dar e mai mult CGI ce se întâmplă acolo. Și am, mă, am mai văzut genul ăsta de un, Nu cred că l-am văzut niciodată pe o sabie. L-am mai văzut pe o armă, și gen, vezi POV-ul arme, dar nu am văzut, cred că, niciodată pe o sabie. Și a fost ciudat. Și am apreciat creativitatea. Mă, cum poate filmul ăsta, știi, să fie totuși bun să lovească câteva secvențe care sunt foarte frumoase de acțiune, povestea e suficient de bună, nu, nu e foarte îmbărligată sau, nu știu, e serio, nu e serioasă, știi, cât e tot ce trebuie, e foarte bun, mi-a plăcut, recomand să-l vedeți. Dacă tot nu, știi la ce să, nu știți la ce să vă uitați în seara asta, poftim pe moca. Aici pe YouTube, de la mine, poftim, vă rog uitați-vă la The Kingsman Că e bun Și e păcat să îl uite lumea mi, Dacă mă întreb pe mine, cam Ăsta e cel mai bun din serie? Îmi place primul Îmi place primul foarte mult Dar ăsta, cred că mi-a plăcut mai mult De partea mea The Kingsman Primește scut complet Ai văzut Kingsman? Ce crezi tu despre el? Lasă-mi în secție de comentarii. spune te rog, dacă intenționezi să-l vezi acum sau te-am supărat că am zis de Red Notice și, bă, frate, la chiar e film bun. Lasă-mi în secție de comentarii, că doar de asta e acolo, e ok, asta e. Mersi că ai stat cu mine. Visionare plăcută.